N-am fost atent deloc la chestia asta. A terminat de scris, Doamne ajută că a durat numai 3 minute și n-a sunat nimeni în 3 minute. Încă îmi bate inima extrem de tare, deci dacă mă suna cineva, ruinat tot. Tocmai de asta trebuie să fie telefonul în airplane mode. Ia, accelerează sau faci îngălăzit prea mare. Rezultatul a fost acesta. Am ajuns să facem în sfârșit softul de care vă spuneam. Deja am conectat mufa de la MHD jos în OBD-ul mașinii. Ne-am logat, ne-am activat licența. Trebuie să activezi licența de la MHD, trebuie să-ți ia sirea de caroserie de la mașină și după să pui license key-ul pe care îl primești după ce faci plata pe site. License key-ul îl vei primi într-un mail de confirmare și îl vei adăuga în aplicație pentru a-ți debloca seria de caroserie a mașinii. După aia, intrăm pur și simplu în aplicație pe toate mapele mașinii. Bine, acum Radu se mai uită la câteva tutoriale pentru că așa am făcut și data trecută, să fim siguri că facem totul în regulă. Acestea sunt toate mapele pe care le avem disponibile prin Super License, adică practic avem de la Stage 0 până la Stage 2 Plus. Avem și mai multe mape dacă dai mai jos, unde putem să repunem practic mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, adică să avem stage 1 pe un buton, stage 2 pe alt buton, stage 0 pe alt buton, purple și așa mai departe, nu? Adică poți să le customizezi exact așa cum vrei tu. Exact, da, multimap se numește, din mers să schimbi ce vrei tu. Eu nu cred că o să fac asta acum, având mufa putem să ne jucăm oricând cu chestiile astea, deși nu e bine să flash-uiești mașina zilnic. Dacă mi se pune pata, poate îmi fac și eu mai multe mape, dar deocamdată, după ce am montat downpipe-ul, o să activăm doar stage 1. Mașina este eligibilă și pentru stage 2. Însă vreau să punem deocamdată doar stage 1, ar trebui să dezvolte, după cum scrie pe site, undeva la 530 de cai putere. Trebuie să punem contactul, după ce punem contactul ar trebui să închidem ușa. Da, să-mi punem centura. Tu să spui centura. Iarăși un pas foarte important, trebuie pusă centura pentru a nu se lua contactul și ușa închisă, corect? Da, și să pui pozițiile. Și să ai pozițiile puse. Bun, practic acum intrăm pe stage 1. În Options putem să configurăm noi exact așa cum avem mașina. De exemplu, la Exhaust Setup apăsăm Aftermarket Downpipes, pentru că noi am montat downpipe-urile. Ai și downpipe-urile stock ale mașinii, adică cele cu catalizatoare. Mai jos putem activa Burple-ul, ia de puțin la Burple, înapoi. Ok, și noi cum o să-l punem? Că eu nu vreau să pun cine știe ce. Mă știi că la G30 când l-ai pus pe OM, parcă era, nu se auzea deloc. Pe soft și medium, pe soft era tot așa, nu se auzea și de-abia pe medium am început să se audă. Bă, eu l-aș pune tot pe OM style. L-aș fi lăsat pe... ia stai așa. Sau agresiv. Eu le-aș pune medium sau chiar hard și după aia ți le stai mai mici. Ok, pune medium. Așa. Medium, avem și durata 2.1 sport, asta și era base, adică gen pe confort, nu înseamnă. Pe efficiency la tine, 1.5 secunde. Nu ai lăsat deloc pe efficiency. Sport, tot, 2 secunde, nu-i mult? Nu, e ok, nu e așa rău. Minim RPM 1200 de rotații pe minut, maxim RPM 5000 de rotații pe minut, adică peste 5000 nu o să ne mai dea. Și avem și minimum speed, adică dăm de la 0 km. Dacă nu dorești să se audă pe loc mașina când o accelerezi, poți să dai de la 5-10 km la oră, adică să facă doar în mers. Și maximum speed o să lăsăm 100-110 la oră maxim, că nu vrem să dăm pops când mergem pe autostradă sub nicio formă. Exhaust flap-ul e open in sport mode, în cazul tău o să aflăm. Ar trebui să le facă stock acum. Să nu bifăm nimic acolo la valve, pentru că vrem să o facem exact așa cum ar fi fost mașina stock. Deocamdată ea a fost scoată să stea flapsurile complet deschise, ceea ce nu-mi convine foarte mult. Eu vreau să stea închise, să le deschid atunci când dau mașina pe Sport Plus. Bun. Mai mult de atât? Avem astea. Asta e prima dată când s-a n-am văzut eu la G30. Se pare că la modelul ăsta, la M4, poți să selectezi dacă ai bobine schimbate. Noi nu. Sau dacă ai injectoare nu. Schimbate. Noi nu umblăm aici. Limit power by gear, nu. Nu, setup, startup project, nu o pornesc facă, nu e cazul. Da, nu e cazul. Call start noise reduction, vedem cum e după ce facem ăsta softul, dacă e cazul de noise reduction, având în vedere că acum ai și downpipe-uri. Și cam asta ar fi aici. Asta, remove VMAX, increase high drive power gen ceasurile alea sport să aibă valorile corecte, uh-huh. Teoretic, anti-lag, nu e cazul. Bun, hai să facem. Și hai să vedem. Contactul a rămas pus? Da. Și dăm long ride. Connected. Și acum începe pomul de Crăciun. Practic, acum ar trebui să înceapă să scrie softul, să se aud chestii. Bine, și pe lângă asta se apar toate erorile în board, e normal, și o să rămână până când termină de scris. Acum așteptăm puțin să-și facă softul treaba și revenim în, cred că, vreo câteva minute. Foarte important să vă activați airplane mode înainte de orice, pentru că dacă vă sună cineva,
puteți să stricați mașina. Eu cel puțin puteam să-mi ruinez mașina dacă mă suna cineva și oricine ar fi fost persoana aia, în situația asta, cred că făceam urât rău de tot, dar Doamne ajută că nu s-a întâmplat nimic, mă jur că n-am mai vrut să filmăm asta pentru că am fost extrem de panicat. Ea a terminat de scris, a durat, după cum se poate vedea aici, 2 minute și 40... A durat 2 minute și 44 de secunde și acum spune să mai așteptăm 30 de secunde până când termine de scris. O să pornim, dar credeți-mă că nici nu pot să mă bucur pentru că încă îmi bate inima extrem de tare, deci dacă mă suna cineva ruinat tot, tocmai de asta trebuie să fie telefonul în airplane mode. Noi ne-am luat cu filmatul, am zis să vă arătăm și vouă cum funcționează. N-am fost atenți deloc la chestia asta. A terminat de scris, Doamne ajută că a durat numai 3 minute și n-a sunat nimeni în 3 minute. Pe mine mă sună de obicei oamenii așa, pe bandă rulantă și mai ales la ora asta a zilei. Doamne ajută că nu s-a întâmplat nimic, chiar am avut foarte mare noroc. Acum o să pornim să vedem și cum merge și cum se aude. Iată-i pe Sport Plus. De fapt... A pornit cu valvele închise, în sfârșit. Asta e ideea. Da, uitați sunetul. Sunetul ăsta mai nu-l auzeam. Fiți atenți. Mașina ia stoc, pornește cu valvele închise, evident, pentru a nu face cine știe ce gălăgie. Și mașina mea, în general, pornește pe efficiency. Acum mașina este pe efficiency, apasă pe Sport Plus. Este sesizabil sunetul, se aude și acel clank de la clapete și, evident, se aude mult mai tare mașina. Acum sunt închise. Acum ați deschise. În sfârșit am reușit să rezolvăm problema asta pentru că nu înțeleg de ce cineva care ar avea mașina asta ar coda ca flapsurile să stea mereu deschise, n-are niciun sens. Însă, hai acum să vedem. Ia, accelerează sau faci îngălăzit prea mare. Bă! Trebuie să scoatem mașina din garaj pentru că altfel o să facem dezastru pe aici. Trebuie să mă mut după aia. Da, trebuie să se mută el pentru că suntem la Radu acasă. Scoate-o mai treab, deschide garajul ăsta să plecăm. Cred că ne vedem și noi într-un fel, acum este complet bezna afară, dar a meritat investiția asta în Sony A7S III, care are ISO nativ 12800, adică ne vedeți aproape ca pe zi, probabil. Acum o să facem primul test. Gata, că chiar trebuie să mă mut. Nu se poate așa ceva. Bă, și dă popsurile, ai văzut? Burple-urile, de fapt, exact așa cum trebuie, gen de... Tare, hai mașină, îți dă motorul, hai repede, hai repede. Bă, tu ești sigur că am dat alea pe medium? Că ascultă și tu. Bă, le-ai dat pe medium, ești sigur? Da, doar că sunt de la 1200 de ture. Aaaa, păi și nu trebuia să le dăm și noi de mai de sus? De la... Nu se pare prea mult. Nu e, da. O să ai consum 40. Hai să dăm pe efficiency. Hai să ieșim din M1. Efficient. Am înțeles. E bine. Deci când te ia asta e bine. Tuba albă. Asta e foarte bine. Exact asta căutam, că nu-mi doream să se audă oricând în halul ăla. Vreau să pot să circul și ca un cetățean liniștit cu mașina. Și acum ia, fie că o dau pe neutru. Nu mai tura aici, nu mai tura. Nu, pe eficiență. Nimic. Bă, ești nebun. Nu se aude. Salut. Nu se aude nimic. Dar dacă apăsăm butonul ăsta. Ai înțeles care e ideea. E deranj. Îmi e să nu așa pe aici. Să nu. Am salutat și un subscriber mai devreme. Sper că nu se supără dacă poate se vede. Poate nu e subscriber. Poate nu e subscriber, nu știu, dar sper că nu se supără dacă se vede pe vlogul ăsta. Iauzi. Și ce vreau să încercăm? Nu că de-aia iau pe aici. Să vedem cum trage. Lasă asta. Vreți dai inferioare? Asta o să facem mâine dimineață. Da, vreau să văd cât de tare dă popsurile de la turații mai mari. Mai ce exagerat oricum. Vere, e tracțiune în spate. Sunt la fel ca alea mici. Dar ce-mi place? Că sunt multe. Gen de uite. Și acum am una. Da, mă, băieți, cam acesta este rezultatul. Deci MHD Tuning, aveți linkul jos în descriere, după cum puteți auziți.
este exact ceea ce trebuie și nu trebuie neapărat să aveți M4, M3, este disponibil pentru B58, B48. Nu, fără 48, nu? Deci B58, N55. B48, N55, N54, S55 și mai nou S58. Da, ai văzut tu? Da, da. Deci MHD Tuning neapărat dacă vreți să vă faceți singur un soft de calitate și este... Vreau să dezbat un pic și subiectul ăsta și anume faptul că aceste softuri sunt unii hateri care ar spune: domnule, v-ați făcut soft singuri. Păi da, în primul rând, acești tuneri au verificat aceste versiuni de softuri pe mii, dacă nu zeci de mii de mașini. Adică practic sunt niște mape off the shelf pe care le iei și le pui pe mașina ta, fiind deja testate pe o grămadă de alte mașini. Tu când reușești să faci un soft custom la cineva, nu zic că nu este neapărat ok, pentru că sunt mulți tuneri de calitate, aceia o să-ți facă un soft strict pentru mașina ta, ori îl vor lua și ei off the shelf, ori îl vor scrie în funcție de valorile mașinii tale. Da? Acum fiecare cu modul lui de a proceda. Eu am preferat să aleg MHD Tuning pentru că este o firmă de care am auzit foarte multe review-uri pozitive și pe lângă asta foarte mulți prieteni de-ai mei și-au pus înainte de a face eu chestia asta și tocmai de asta sunt și eu aici pe YouTube pentru a testa pentru voi și dacă vreți să încercați, puteți și voi să încercați să faceți soft cu ei. Atenție, practic numărul de motoare pentru care puteți face treaba asta este destul de limitat. Nu mai repetăm, 440, 540, 640i, toate evident, vorbim de benzinare, S55 și așa mai departe. Update este următoarea zi, am făcut deja teste toată ziua de astăzi cu softul de pe mașină și cu popsurile și am venit să facem o mică modificare, suntem iarăși cu Radu și facem în felul următor. Ne-am hotărât să dăm RPM-urile minime, mașina să înceapă să dea pops, începând cu 2800 de turații. Pentru că făcea prea urât, adică da. Era mașina la 1800 de ture și luam piciorul din accelerație nevrând să merg tare, adică gen pur și simplu să merg normal pe o stradă cum e asta. Știți cum făcea? Exact așa. Așa și am maxim RPM 5000. La duration. Duration. În sport vrei mai puțin? Un pic mai puțin, da. Dă-i 1.8 sau 1.9 așa. Și aggressiveness pe ce suntem? Pe hard. Nu, dă-le pe medium, frate, că face prea tare. V-am zis și mai devreme, v-am zis și mai demult că parcă nu-mi place să mai fac în halul ăsta, adică sună bine, dar vreau să fie un pic mai spre OM. Ai dat medium, nu? Noi mai avem și versiunea OM. Ia apas. Tot hard ai lăsat? Da. Deci avem și OM, soft sau medium. Și noi o să lăsăm medium, nu mai punem hard că pleacă turbina în vacanță. Lasă-le cu hard și vezi cum e cu... Nu, lasă medium, te rog. Parcă mi se pare că sunt golan de la de în jură bătrânii pe stradă, știi? Și nu-mi place. Ah, bun. E dăm upright? Ok, hai. Acum avem airplane modul activ. If. Doamne ăsta. Asta ar trebui să dureze super puțin. Bă, ești nebun? Iar încep. Le-a dat drumul. Uite cum a dat drumul la... La turometru, da. Turometru, da. Bun, așteptăm și revenim. Am terminat, am pornit mașina, s-au stins erorile. E tare că prin aplicația MHD puteți vedea și codurile de eroare. Eu am băgat acum o diagnoză rapidă și nu apare nicio eroare gravă, apar doar astea legate de partea de catalizatoare și de evacuare, pentru că am făcut downpipe. Și ce putem să mai facem? Ce putem să mai facem prin aplicație? Putem să dăm flashback to stock, adică dacă vrem să punem mapa originală a mașinii, apăsăm pe butonul ăsta. Data logging, dacă vrei custom map făcut de gen de data logging și un tuner poate să citească logurile alea, să optimizeze harta. Aha, și aici e meniul de unde am intrat prima oară. Cam asta este. Bun, astăzi este următoarea zi și după câteva teste, în sfârșit, putem să spunem că mașina este gata. Adică, avem versiunea de soft perfectă, avem popsurile date perfect, avem puterea suficientă, aș putea spune, însă, după cum știți, eu am pus stage 1 care dezvoltă 530 de cai putere, mai avem stage 2 și stage 2 plus, maximul fiind de 600 de cai putere. Dacă o să simt, la un moment dat, poate o să punem și stage 2, să vedem cât de mare ar fi diferența între acest stage 1 și acela, însă, deocamdată, cred că 530 de cai sunt suficienți, pentru că nu este vorba neapărat de putere, ci despre sunet. M-am decapotat pentru că altfel nu o să putem să simțim sunetul ăsta exact așa cum e el. Ascultați rezonanța asta. Au! Doamne, cât de frumos faci! Mai timpul să apăsăm butonul magic și anume M1. Pe M1 suntem pe Sport Plus. Avem M Display Mode, dacă îl puteți vedea și voi în cadrul de pe GoPro.
când iei piciorul, hai de capul meu, deci când iei piciorul din accelerație și auzi chestiile astea, îți face ziua puțin mai bun. V-am spus că nu mai sunt atât de mare fan Pops & Banks și credeți-mă că am dat popsurile astea pe medium și după cum ați văzut le-am setat la o secundă și un pic. Însă pentru că avem downpipe și este un motor biturbo S55, adică făcut să se audă chiar și fără să umbli deloc la evacuare, rezultatul a fost acesta. Cel mai probabil, dacă am avea pe cineva în spatele nostru să ne filmeze, mașina dă și ceva flăcări. Și treaba asta pe care am reglat-o să nu mai dea popsuri aici la 1800, chiar 2000 de ture, este cea mai bună alegere, pentru că îți bubuie capul. Nu poți să mergi cu ea frumos. Adică uite, dacă sunt pe M1 și aș vrea să merg așa liniștit, înainte ea dădea popsuri și sincer mi se pare că e un pic prea mult. Cu siguranță nu-i face foarte bine nici turbinei să dai popsuri în continuu, tocmai de asta trebuie totul făcut în moderație. Spuneți voi chiar acum în comentarii dacă vi se pare că se aude mai tare ca seria 4. Eu zic că da și se aude și mai gros și mai frumos, însă mașina aia a fost la inima multora și tocmai de asta sunt curios de comparații. Cam asta este rezultatul final, mașina dezvoltă acum în jur de 530 de cai putere, după cum vă spuneam, și peste 600 de Nm. Credeți-mă că se simt, are cuplu foarte mare, mai ales începând de la 3000 de ture în sus. Popsurile, repet, le-am setat între 2800 și 5000 de ture ca să nu deranjeze. Iar mai mult de atât, urmează să vedem în următoarele vloguri. Nu uitați, linkul către MHD Tuning îl aveți jos în descriere. MHD Tuning este printre cele mai bune tool-uri de software, de mâine de putere, de făcut burple, de făcut tot felul de codări și diagnoze, așa că prețul este unul foarte accesibil și eu am rămas surprins de prețurile lor. Nu trebuie să vă cumpărați decât mufa, adică aceasta, care vine separat și dacă nu mă înșel este câteva zeci de euro, peste 50-60 de euro, ceva de genul acesta. Acestea fiind spuse, nu uitați neapărat, dacă v-a plăcut acest clip, să lăsați un thumbs up și un subscribe ca să fiți la curent cu toate transformările astea nebune ale acestei mașini. De asemenea, urmează clipuri cu invitați speciali, o să ne întoarcem la seriile de educație financiară, personală, business și mașini, așa cum vă place și cum v-am obișnuit în anul 2022. Acestea fiind spuse, eu vă urez numai bine și o zi frumoasă. Pa, pa!